Primăvara vine cu alegeri în PSD. Cel puțin asta își dorește președintele executiv Mihai Weber, care susține că ar trebui ca socialdemocrații gorjeni să aibă o conducere nouă pentru a putea intra în linie dreaptă cu pregătirile pentru alegerile europarlamentare. Data nu putem să o stabilim noi pe plan local. Data pentru alegerile, conferința județeană de alegeri, se va stabili de la următorul Comitet Executiv Național. Pentru că așa spune și statutul, așa e procedura. Noi ce am făcut conform statutului, am stabilit o perioadă în care să se organizeze adunări în localitățile județului Gorj pentru a fi desemnați delegații pentru conferința județeană de alegeri. Deci, cu alte cuvinte, în câteva săptămâni, acum să vedem când va fi, din câte știu eu, va fi un comitet executiv săptămâna cealaltă, în câteva săptămâni vom avea și data conferinței județeane de alegeri. Noi nu avem prevăzut în statut o dată sau o perioadă în care să nu poată să fie sau să fie executate aceste alegeri. Noi ne-am propus să intrăm undeva în primăvară cu formula nouă, cu o echipă nouă, pentru că, sigur, trebuie pregătiri pentru prima bătălie electorală, care este în mai, alegerile europarlamentare. Candidaturile pentru cei care aspiră la funcțiile de conducere din PSD Gorj vor fi depuse doar cu cel mult 3 zile înainte de alegeri. Vor fi și surprize în ceea ce privește vicepreședinții. Candidaturile se pot depune, am stabilit o perioadă înainte de data, pentru că dacă nu avem o dată certă, dar înainte cu 2-3 zile de data conferinței județene de alegeri, vor fi depuse candidaturile pentru pozițiile respective. Sigur, sunt mai multe funcții de conducere, pentru că trebuie create și departamente. E posibil să nu se mai regăsească, dar marea parte din foștii vicepreședinți se vor regăsi. Pentru că oameni care au dovedit că sunt oameni de echipă, oameni care au o anumită carte de vizită, o anumită experiență în spate și, sigur, că trebuie promovați și susținuți. Florin Cârciumaru va ocupa și el unul din posturile de vicepreședinte după ce va preda ștafeta de lider județean.